În urmă cu mulți ani, mă întâlneam la această terasă pentru prima oară, față în față cu Doru Dinu Glăvan. Venise la Sibiu pentru a pune bazele pentru a reînființa filiala OZPR. Aduc aminte, mi-a spus atunci că își dorește foarte mult să primeze calitatea oamenilor cooptați în filială, nu cantitatea. Era unul dintre acei oameni, naivi le-ar spune unii, care credea, aș spune cu religiozitate, în menirea gazetarului de a-și face meseria cu bună credință, corect, de a rămâne cumva echilibrat într-o lume dezechilibrată. Știu că niciodată nu voi mai putea bea un ceai, o cafea cu el aici fizic, dar ori de câte ori îmi trece pe aici, îmi voi aminti de ceea ce am discutat atunci și pentru noi, cei din filiala OZPR Sibiu, Doru Dinu Glăvan va rămâne mereu viu prin spiritul lui de jurnalist care și-a iubit profesia mai mult decât orice.